soluție de pentru la Chișinău, cu atât mai mult că suntem o săptămână simbolică, 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, dar și 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între țările noastre. Apreciem foarte mult faptul că România pierde și sprijină orientarea pro-europeană și o reformă a Republicii Moldova și vă mulțumim foarte mult că vin să dumneavoastră de fapt confirmă această vizită. Această vizită, din punctul meu de vedere, confirmă și calitatea relației dovedită de astfel și prin prima casă a comunului către Moldova, în conturile țării de săptămâna aceasta. Vă mulțumim pentru tot sprijinul, atât de la Peral, cât și cel legat de parcursul de Europeană de Republicii Moldova. Guvernul Republicii Moldova vrea să cântărească și mai mult cooperarea cu România. Suntem pregătiți pentru discuții cât se poate de concrete și pragmatice pe toate domeniile pe care sunt interesante pentru noi, pornind de la domeniile care sunt de mediu de afaceri, pornind de la domeniul energetic, dar până la punctul de vedere de această cale vreau să vă mulțumesc încă o dată și pentru ajutorul comunitar, dar și pentru asistență de dezvoltare, pentru că Republica Moldova și vreau să vă asigur că noi aici, în Republica Moldova, vom avea grijă să cheltuie pe acești bani și să ne ați realizat prin proiecte